La inițiativa Liceului Teoretic Tudor Vianu, 7 unități de învățământ din municipiu au sărbătorit împreună Ziua Națională a României. 10 de elevi de toate vârstele, însoțiți de părinți și profesori, și-au dat întâlnire în această după-amiază în Parcul Mihai Viteazul. Micuții s-au gândit să celebreze ziua tuturor românilor într-un mod deosebit, așa că au ținut în mâini stegulețe realizate chiar de ei și pe care și-au imprimat mânuțele de români. Mi-am pictat culorile albastru, galben și roșu pe palmă și am imprimat pe steag. Cât timp ți-a luat? N-a durat mult timp. Cum te-ai gândit tu să-l faci? Pictându-mă pe mână și imprimând pe aceste steaguri. M-am pictat cu acuarele pe palmă și pe urmă am pus palma pe hârtie. Ce o să faci cu el? O să le dăruiesc oamenilor de pe stradă. Ce o să le spui? Uitați, vă dăruiesc această mânuță de român în semn de prietenie. Cu harta României în piept și tricolorul pictat pe față, cei mici au vrut să arate că sunt mândri de naționalitatea lor. Participanții s-au grupat mai apoi în coloană și au defilat prin centrul orașului, timp în care cei mici au scandat cu bucurie în glas numele țării. La galeriile de artă, locul de final al acțiunii, îi așteptau surprize colorate realizate de elevii liceelor Tudor Vianu și Ion Maiorescu. Aici, organizatorii au amenajat o expoziție de ii românești și trăistuțe cu imprimeuri originale. Liceenii și-au dedicat din timpul lor acestei acțiuni, pictând și imprimând iile cu modele înflorate.